Pamela Lyndon Travers, Mary Poppins, volumul 6, Mary Poppins în bucătărie. Vineri. Jane stătea lângă fereastra bucătăriei, așteptând să audă meniul zilei. Un porumbel se uită fix la mine, spuse ea. Oare ce-o vrea? Oh, și-a luat zborul. Ei bine, lasă-l să zboare, zise Mary Poppins. Mulțumesc. Am suficient de multe păsări la care să mă gândesc, cu friptura de pui cu sos de pâine pe care vreau să o pregătesc pentru cină, ca să nu mai pomenesc și de fasolea verde și de salata de fructe. Răniți păsările, doi bănuți o pungă, răsună o voce familiară afară în grădină. E femeia cu păsări, strigară copiii într-un glas, iar Michael dădu fuga la ușa bucătăriei. Și acolo, într-adevăr, se găsea femeia cu păsări înconjurată de un stol de porumbei. Într-o mână își ducea coșul cu firimituri de pesmet, iar în cealaltă un snop de ierburi. Păsăruica mea mi-a spus că sunteți acasă, așa că m-am gândit să mă opresc un pic, să mai pălăvrăgim puțin și să văd cum vă mai descurcați cu gătitul. Ne descurcăm binișor cu de-a legurii, nu putem să ne plângem, răspunse Mary Poppins, în orice caz. Mulțumim de întrebare. Și văd că aveți pui pentru cină, scumpii mei, așa că astea vor să pice tocmai bine. Femeia cu păsări își flutură snopul de ierburi și îl dădu lui Michael. Vâră astea în el, scumpete, zise ea, o să-l facă dulce și gustos. Drept urmare, puiul fu umplut din belșug cu plante de grădină, apoi frecat cu sare și zeamă de lămâie și vârât la cuptor. Fasolea verde fu spălată și curățată, porumbeii femeii cu păsări zburau roată prin bucătărie, așezându-se pe rafturi sau pe spătarele scaunelor și uneori chiar și pe umerii copiilor. Și acum sosul de pâine, spuse Mary Poppins, ia tu pâinea, Jane, și fărâmițează-o. Stai o clipă, strigă femeia cu păsări, după care desfăcu mai multe pungi pline cu firimituri pe care le deșertă într-o cratiță. Asta o să vă scutească de ceva muncă, puișorii mei. Acum nu mai avem nevoie decât de lapte și unt și de o ceapă mică pentru aromă. Femeia cu păsări stătea lângă mașina de gătit din bucătărie, amestecând sosul cu o lingură de lemn, puse în el sare și piper. Păsările veniră mai aproape de ea, una așezându-i se pe pălărie și o alta ascunzându-i se în buzunar. Acum o să ne așezăm frumușel deoparte și o să ne încălzim până când se face puiul. O să iasă un sos demn de un rege. Ei bine, eu trebuie să plec. Dar o să rămâi la cină, nici nu-mi cape vorbă, exclamă Mary Poppins cu mâinile pline de banane, portocale, mere și pere, făcând un gest de invitație. Jane și Michael vor face o salată de fructe. Nu, nu, trebuie să-mi văd de drum. Celelalte păsărele ale mele mă așteaptă. Tu trebuie să-ți hrănești păsările tale, iar eu trebuie să mă îngrijesc de ale mele. Sub un nor de aripi, femeia cu păsări își îndreptă pălăria și își luă coșul. O să te conduc până la poartă, spuse Michael. El, Jane, John și Barbara o urmară pe cărare în jos. Hrăniți păsările, strigă femeia cu păsări în timp ce pășea pe alee, doi bănuți punguța. Hrăniți păsările. Ne vedem la St. Paul, strigară copiii, urmărind-o cum se zorea pe alee, la vale, arătând precum o cloșcă în mijlocul stolului de zburătoare.